Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a ironizat protestul organizat joi după amiază în fața Palatului Administrativ de filiala județeană a Partidului Democrat Liberal. Acțiunea PDL a fost comparată cu Malanca, obicei de iarnă din zona județului Suceava. Am văzut că de ieri au început să vină cetele de mascați. Am avut o malancă în față la prefectură. Nu știam exact ce se întâmplă. La un moment dat am auzit gălăgie, fluiere. Am zis că sunt mascați de sărbători. M-am uitat, nu erau mascați, erau pedeliști. De sus se vedeau că sunt mai mulți papagali, nu doar doi. Ba chiar și un bătlan mai înalt, niște oameni care n-au înțeles de fapt că pe vremea PDL-ului, într-adevăr, au fost lucruri mai bune, în sensul că se organizau mitinguri mai bune, mai ample, și n-au înțeles că de fapt pe vremea PDL-ului românii ieșeau în stradă fără să aibă în spate o implicare politică și ieșeau pur și simplu din ură față de PDL. Nechifor a arătat că, deși Gheorghe Flutur încă din 2005 a spus public că susține construirea unei autostrăzi spre Suceava, nu s-a concretizat nimic până acum. Liderul PSD a precizat că guvernul Ponta are un calendar asumat și că o autostradă spre Suceava va fi construită după 2018. Până atunci vor fi realizate autostrăzile Sibiu-Brașov, Borș-Sibiu, Timișoara-Sibiu și Brașov-Iași, considerate priorități de actuala guvernare. Suntem pe un calendar guvernamental de 4 ani, asumate obiective pas cu pas, punct cu punct, și sunt convins că mare parte din ceea ce am spus anul trecut se va și întâmpla. Etapa post-2018 spre 2020, când în planul guvernului există alte rețele de autostradă care vor fi finanțate la acel moment și o să le fac cu verde. Spre exemplu, va fi rețeaua care duce din Suceava și se înțeapă în Roman. Și va trebui ca după 2018 să unim prin munți această structură. Tot în acea perioadă sunt luate în calcul alte autostrăzi și mă refer în primul rând la o altă legătură importantă a Sucevei cu Bucureștiul, care va fi din Bacău, Bacău-Vără, pe lângă Focani, sigur prin Mărășești, prin Buzău, și va face legătura cu Ploieștiul. De ce domnul Flutur nu vede că totuși Suceava încet-încet pe etapă se apropie de autostradă? Nechifor a explicat că pentru construirea autostrăzilor este nevoie de un efort colectiv al românilor, motiv pentru care va fi introdusă taxa de 7 euro cenți pe litrul de benzină sau motorină.